Un adevăr spus pe jumătate este o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până vineri, de la ora 21 la ora adevărului. Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului. Astăzi discutăm despre Bumbești Jiu și despre politică locală. Asta pentru că, probabil în ultima perioadă, ați urmărit și dumneavoastră, presa a scris de tot felul de lucruri care se întâmplă la Bumbești Jiu. Lucruri nu tocmai corecte, dar pentru care organele abilitate încă bat pasul pe loc. Discutăm despre lucruri care s-au întâmplat inclusiv în aceste zile. Inclusiv astăzi am văzut niște imagini de nici nu știi ce să faci, să râzi sau să plângi. Nu înțeleg de ce se fac investiții cu fonduri europene ca să fie acoperite apoi, pentru că nu știu cine decide că nu sunt bune alea cu fonduri și mai băgăm niște bani la o firmă să le repare sau să le reșapeze, că nu mai știi despre ce este vorba. Discutăm și despre protestul care a avut loc în urmă cu ceva vreme acolo pentru drumul de la Curtișoara, dar și alte lucruri și întrebări puse de reprezentanții ONG-ului de acolo din Bumbești Jiu, Asociația Centru Civic Valea Sadului. Reprezentanții acestui ONG sunt aici alături de mine în studio. Alături de mine se află domnul Cosmin Beregan, îl cunoașteți deja de la atâtea emisiuni la care a fost prezent aici, și domnul Georgian Udrescu, și el membru fondator al acestei structuri, care îi pistonează pe domnii șefi de instituții publice să fie transparent, să fie corect și să informeze publicul în momentul în care iau decizii care au legătură cu comunitatea. Bună seara, domnilor! Bună seara, mulțumim pentru invitație, domnule! Bună seara, cu mare drag. De invitație! Acum, ca să intrăm direct în miezul problemei, am stabilit cu colegii din regie să mergem așa în patru ferestre, în așa fel încât telespectatorii să vadă în timp ce noi vorbim despre lucrurile pe care le punem pe tapet în această seară. Acum deja rulează pe ecran o investiție care se derulează în aceste zile la Bumbești Jiu. Vă rog, dacă puteți să îmi spuneți despre ce este vorba. Da, aș vrea să vă explic eu în câteva cuvinte. Este cunoscută investiția singura pe fonduri europene pe care am mai avut-o până pe 31 decembrie 2023. Care trebuia terminată, care practic, trebuia pe 31 terminată decembrie. Din aceste fonduri. Pe scurt, astăzi am fost contactați de cetățenii din zona respectivă, intersecția Gheorghe Tătărescu cu această stradă. Precum că observați și dumneavoastră, se asfaltează rigolele pluviale din zona de acostament. Deci, efectiv, cu alte cuvinte, se pune asfalt peste rigola care trebuia să ia apa pluvială de pe stradă, să nu ajungă în curțile oamenilor, să fie sunt direcționată, acele rigole... vedeți în aval acolo către o pantă și... în fine... Să știți că avem și noi ceva experiență de atâta timp și profesională pe deasupra. Am văzut foarte multe proiecte. Este uluitor să îngropi aceste, ceea ce s-a decis. Nu știu dacă a decis cineva sau a venit firma după bunul plac să facă aceste lucruri astăzi. Și se îngroapă efectiv acele rigole sub asfalt. Deci, nu știu, poate trebuiau aduse la nivel. Poate la început, când s-a făcut investiția, trebuia luat în calcul că nu e nevoie de rigolă acolo. De ce să le pui o rigolă de aceea? Domnul Odescu poate vă poate spune că a lucrat și în domeniul acestor prefabricate. Cât costă o asemenea rigolă? Plus manopera, plus straturile. Și acum să vii cu o firmă care nu face decât asfalt, doamnă. Deci eu consider, nu sunt de specialitate tehnică, dar nu am mai văzut zona de acostament al unei străzi asfaltată, cu asfalt. Fără, și, dacă observați, avem fără... și un Dorel acolo, care cu și, cu, nu știu, Leuștean. Deci, Leuștean ceva, o mână de mărăcini, o mână de mărăcini, dacă ați văzut, o să mai rulăm aceste imagini pe ecran. Este un lucrător, noi îi spunem Dorel pentru că așa lucrează, știți, cu... instrumente rudimentare, ia o mână de buruieni smulse de pe marginea drumului, le înmoaie în
bitumul ăla sau ce este și dă cu el peste că, rigola ce a fost amplasată din fonduri europene. Doamne, este de noaptea minții așa ceva. Până la urmă este tragic. Pentru că aceste firme, când au fost, le-au fost atribuite lucrurile, trebuia să îndeplinească, să aibă capacitate tehnică. Oare această firmă care face asfalt nu are bani pentru un pulverizator de emulsie? Chiar, da, nu știu, ei terminat. Poate mai lucrează și prin județ. Să știe și cei care mai au contracte. Dom'le, da, să aveți iarbă pe marginea drumului. Că e o problemă, n-au cu ce să împrăștie ăștia. Uitați-vă, doamnelor și domnilor, vedeți în această imagine acest salariat care cu șomoiogul de buruieni face lucrarea aceasta, o astupă pe aia cu fonduri europene. Aici cred că trebuie să mai spunem un lucru, domnilor. Eu cred că s-au terminat banii, știți că în momentul în care lucrarea s-a finalizat, nu cred că mai dă nimeni de la fondurile europene bani după ce se trece termenul respectiv. Deci probabil asta este o lucrare pe obraz. Și atunci e făcută ca atare. Poate domnul primar sau cineva din administrația locală au sunat firma de casă și le-au zis: domnilor, avem o problemă, trebuie să astupați rigolele astea că sunt făcute de nu, cum nu trebuie. Haideți și veniți și faceți așa pe prietenie, care tata grijă după aceea să vă mai băgăm niște lucrări în portofoliu, faceți și rezolvați problema că uite și așa s-a crăpat toată strada și râde lumea de mine. Cam așa îmi imaginez eu că s-a întâmplat. Dacă oamenii aia mai au fost și plătiți ca să dea cu șomoiocul de buruieni pe marginea drumului, înseamnă că, nu știu, ne merităm soarta. Poliția nu se autosesizează, inspecția în construcții doarme în bocanci, toată lumea se uită în altă parte când vine vorba despre Bumbejiu și chiar mă întreb, deci chiar mă întreb, cine, domnule, cine ține umbrela acolo peste Bumbejiu? Nu vine nimeni, nu vine poliția, nu sunt decideri, nu? Nu că le-aș dori, doamne artă-mă, dacă îmi vezi din astea flagrante așa de moare calul, vorba aia, toată lumea se uită, zice, da, da, cred că aveți dreptate și mâine e miercuri, da? Și gata, s-a terminat. Vă rog. Îmi permiteți o opinie. Vă rog, vă rog. După aceea vreau să-l aud și pe domnul Georgian, că stă așa și le bustăcește. Știți cum este, doamnă? Eu ca cetățean pot să-mi spun un punct de vedere urmare experienței pe care am avut-o împreună cu domnul Odescu, cu acest domn primar. Eu cred, văzând aceste lucruri zi de zi în halul în care sunt la Bumbejiu, cred că noi nu mai avem un primar al oarecum al cetățenilor. Avem al unor firme, deci și mi-asum, al unor firme care nu sunt controlate. De exemplu, astăzi eram doar eu cu domnul Odescu, nici diriginte de șantier, nici cineva de la investiții, absolut nimeni acolo. Asta ar fi un semnal pentru instituțiile care, cum a spus și dumneavoastră, ISC-ul și alte instituții care să fie atente la Bumbejiu, care pentru asta venim aici. Dom'le, nu vin nici măcar să îi sperie. Poate aud și ei. Să știți că avem adrese. Nenumărate adrese, da, da, pe... Degeaba dacă le depuneți acolo și acolo rămân într-un birou, într-un sertar. Cred că este un sertar. Mergem... Se numește Bumbejiu. Cred că sunt poate... acolo puse la sertare ale dumneavoastră, că altcineva nu face. Vă poate spune și domnul Odescu, chiar ieri a fost la o vizită la o instituție de aceasta din județ, să vedeți, adică mi se pare că ești ca într-o cameră antifonată. Ia uite, veni și ONG-ul ăsta, chiar vii cu probleme concrete, sunt, lucrarea respectivă este în control la MIPE. Deci, așa, ca să se știe, avem corespondența. Și îi deranjează, da, îi deranjează pe domnul, că un organism lucrare, superior ia. Înțeleg că la domnul verificat. Primar, domnul Odrescu a fost la o ședință unde a aflat că s-a făcut un control de către ISC, că ar fi niște probleme, poate ne explică dumnealui mai pe larg. Deci este uluitor. Eu ca cetățean mă îngrozesc, dar ăsta e motivul pentru care urmăresc aceste lucruri în continuare și sper să le facem de calitate. Și indiferent... ați subliniat că oamenii vă cheamă, adică nu vă duceți așa, aceste sunteți firmări sunt ale cetățenilor permanent. Vă ascult, domnule Udrescu. Ce se întâmplă? Am fost joi la o ședință de Consiliu Local. Nici nu mai îmi vine să mă duc acum în calitate de cetățean, pentru că, nu știu, domnul primar, să spun că ia consilierii la mișto. Deci a început să ne explice domnul primar, nici nu era vorba de această stradă, că a fost făcut un control
de inspectorii SECEU și care au constatat că strada Bumbești s-a degradat datorită că cetățenii din orașul Bumbejiu, respectiv satul Bumbești, au mașini care le curge uleiul și motorina și că și-au adus lemne și și-au aruncat lemnele și au degradat trotuarele. Stop! Deci, pe strada respectivă ar fi trebuit să nu se calce, nu? Adică da. Lumea să nu meargă cu mașinile, să nu meargă cu picioarele, să nu meargă cu mașinile pentru că mașinile scapă ulei. Adică da. Ceea ce spuneți este mai mult decât absurd. Ați încercat să-i spuneți, domnule primar, domnul primar, v-ați trezit azi dimineață, dormiți încă, visați, sunteți educator la grădiniță. Cu cine vorbea domnul primar astfel de lucruri? Eu vreau să vă spun că dacă domnul primar crede că bombeștenii au mașini care curge ulei și combustibil, cum spune dânsul, că eu nu cred că un inspector ISC s-a dus să facă această constatare. Dacă inspectorii ISC au făcut această constatare, din secunda 2 trebuie să-și dea demisia. Este... Că s-a crăpat drumul pentru că a curs ulei de la o mașină da, și da, că oamenii că se exfoliază drumul. A început domnul Bobaru, care cred că este doctorant în științe, să ne explice teoria chibritului, să spunem așa. Și a început să spună că știți că asfaltul are produse petroliere și în contact cu uleiul și nu știu ce. Nu era cazul să se bage dânsul în chestia asta. Nu a făcut și o demonstrație chimică, păi, cu mai niște e puțin plumbete și, face, și da, să vă arate face o demonstrație chimică. Extraordinar. Da. Deci, nu știu, sunt niște chestii care m-am uitat la cei consilieri locali. Cred în continuare, stau cu capul în pământ ca și niște ghiocei și așa n-au făcut nimic. Deci nu au făcut nimic, efectiv nu au făcut nimic. Și nici dar le place să ocupe locurile. Da, le cred place că să ocupe locurile. Da. Este bună de indemnizația sub... aia de 8 milioane cât este sau amărât aia de indemnizație. Probabil unii și-au făcut rate și 4 ani de zile. Adică au da. Și amanetat banii, da. Au și amanetat viitorul cetățenilor. Da. Exact, că făcut se uită rate. Unii dintre dânsii care, chiar un consilier local care este incompatibil, se uită, haide domne să trecem mai departe că avem și alte probleme. Avem, se uită, s-o da. Ocupați. Da, da, da. La un moment dat domnul Bobaru spunea, da, dacă ședința aceasta durează, când durează, când o să fie peste o lună, când o să fie nou în Consiliu, când... Păi stăm acolo 5 ore să rezolvăm problemele, că de-aia ne-a votat păi, oamenii. Păi stați puțin, că când începe noul Consiliu, știți că s-a dat legea antitransparență. Antitransparență, din, da. Adică s-a votat un regulament care împiedică tot ce înseamnă orice încercare a dumneavoastră, a unui om da. De... bine intenționat să arate ce se întâmplă în Consiliul Local. Deci, practic, v-au pus căluși... Da, acest regulament a mai fost odată făcut, de, inițiat de 5 consilieri, câștigat uh-huh. de mine și de domnul Beregan în instanță, a fost anulat acea hotărâre de Consiliul Local și au funcționat un an și 3 luni de zile. Fără, tot așa. Tot așa au funcționat fără. Și acum au ieșit doi consilieri să spună, bă, tu știi că noi nu, cum să nu votăm, că noi funcționăm, mai era o lună. Trebuia să aștepte să vină nouul Consiliu, să vadă propunerile, amendamentele. Nu votează ei ca să votează ca să închidă gura. Nu Udrescu nu o să închidă gura nimeni. Chiar nimeni nu o să închidă gura. Pentru că Udrescu o să rămână vertical. Orice s-ar întâmpla pe lumea asta, Udrescu o să rămână vertical. Dar nu asta este problema. Problema este că noi această asociație am făcut-o în ideea de transparență. Nu găsim transparență nicăieri. Deci în județul Gorj... Foarte... Deci ne ducem la prefectură, îi arătăm domnului Diaconescu, ca să-i dau și nume, îi arătăm negru pe alb, ne trimite în instanță, ne judecăm pe banii noștri, pe banii noștri câștigăm 4-5 hotărâri de Consiliu Local care le anulăm. Adică nu este apanajul prefecturii să facă, să atace hotărâri care nu sunt legale? Sau practic aceste hotărâri când ajung acolo la legalitate, la domnul Diaconescu? Trec ca prin brânză așa, adică eu știți ce-mi imaginez? Vin hotărârile de la primăria, nu știu care vine, Cărbunești, Țicleni, Bustuchin, câte ori fi pe partea aia, Pade și așa mai departe. Și este anunțat domnul Diaconescu și zice, a, da, au venit hotărârile, a, ok, și le ia de aici și le pune aici. Și da. Cred că atâta se întâmplă, adică nici nu cred că le deschide... Altfel nu-mi imaginez cum le dă aviz de legalitate și trebuie să vă duceți dumneavoastră să-i spuneți, domnule, stați puțin că e o problemă aici. Problema este următoarea. Eu sunt 700 de hotărâri de Consiliu, 1000 câte sunt la toate OAT-urile. Dar dacă
tu îi spui omului să se aplece, să se uite la hotărâre și spune că este legală și ne trimite pe noi în instanță și vine juristul primăriei și avocatul care îl angajează și flutură o hotărâre, uite domne, aviz de legalitate de la primărie, deci îți vine să dai cu capul de pereți. Deci... Da, s-a întâmplat, avem aceste cazuri, avem experiența asta, e adevărat ce spune despre demersurile noastre și cât a trebuit să convingem instanța cu avizul de legalitate că da de prefectură că acea hotărâre este totuși legală. Nu se întreabă și domnul judecător sau doamna judecător, domnule, da, de ce veniți voi cu chestia asta? Pentru că, uite, prefectura dă aviz de legalitate, adică... Probabil a fost un semn de întrebare, însă fondul problemei a înlăturat orice aviz și orice au dat pe acolo. Așa, avem o problemă. Am ascultat pe domnul Odrescu în legătură cu ședința de Consiliu. N-am putut ajunge la ședința de Consiliu, am urmărit și ordinea de zi, am observat ce era pe ordinea de zi. Consider și eu la fel ca dânsul că domnul primar încearcă să treacă pe repede înainte tot ce se poate până ajunge domnul Odrescu în ședință în Consiliu. Deci da, asta este o chestie, timpul este scurt, opțiunea adică, dumnealui, hai, nu știu, octombrie, adică în octombrie, așa, asta e o părere personală a mea. Văzând materiale. Acum am auzit și o discuție din timpul ședinței al domnului primar, relatată de registrată de domnul Odrescu, să nu ne ascundem când facem aceste înregistrări, este dreptul nostru. Și mi-a pus un semn de întrebare referitor la ce a constatat inspectorul respectiv. Nu cred nici eu că un inspector poate să constate că este o problemă din cauza asfalt, acel asfalt, numai la Bumbejiu e rețeta... Exact, adică drumuri exact. Județene care sunt doamna... călcate de tiruri, de în mașini exact, și exact, nu se întâmplă exact. Așa ceva, curge și, uleiul, dar la Bumbejiu... Am luat-o pe fir și am constatat de pe site-ul SICAP, site-ul Național de Achiziții Publice, că domnul primar a scos la licitație pentru o sumă de 3 milioane, 3 milioane fără 3 TVA. Milioane de lei, 700 de mii de euro, cât vine dacă nu mă înșel, fără TVA, lucrare de, pentru, tot pentru strada Bumbești, s-o aducă în indicatorii fizici, deci cei care erau prevăzuți în documentația inițială. Păi, există asta? Adică lucrarea care s-a făcut cu bani europeni exact. Nu a fost adusă la indicatorii. Nu este corespunzătoare de... criteriilor. Și mai dă primăria niște bani să o da, aducă, din bugetul dar local. Nu o face firma care tot a asta apucat? Este uluitor și pentru mine. Deci scoate la licitație, practic o să avem 2-3 constructori pe acolo și așa avem foarte mulți, să știe, unii sub antepriză, suntem obișnuiți pe acea lucrare. Scoate la licitație această lucrare de aducere la zi, oarecum, remediere, probleme cu uleiurile că a rupt acolo și ce mi-a tras atenția că această documentație a fost făcută luna trecută și încărcată pe 21, iar după aceea pe site-ul SICAP, tot din partea primăriei, am observat că face o achiziție pentru expertiză pentru legea 10 pentru calitate. Practic, efectiv, pentru aceeași... Da, deci prima dată alegem firma care face lucrarea, da, după aia mai luăm facem un documentația, expert, da? Doamnă, facem documentația tehnică, spunem ce trebuie remediat, ridicat căminele la nivel, bla bla bla, toate pe acele, burdușirile de asfalt, rigole sparte, nu știu ce am constatat pe acolo. Sunt 640 de rigole numărate de mine și de domnul Odrescu sparte. N-au lăsat rosturi de dilatație. Deci este praf. Aș vorbi până dimineață cu domnul Odrescu. Dar au făcut această documentație, au fost la licitație și după aia face pentru calitate, expertiză. Păi ce mai faci pentru calitate, Dumnezeule? Pentru că asta trebuia să o ai înainte. Ce hai să vă spun eu o chestie din culise. Să pun, cum să zice, să pot să spun voi înaintea calului. Stai să vă spun o chestie. Ce se plâng sau... primarii în această perioadă în care se cere rectificare bugetară și știți că se va face, dar se va face din fondul de rezervă bugetară, se tem că se vehiculează că o nouă ordonanță, ca acea dată anul trecut când te oprește la orice fel de cheltuieli, va fi dată luna aceasta. Acum... Nu, știți că la Bumbejiu este bani, rămân totdeauna de pe un an pe altul, așa îi place la domnul primar să aibă bani acolo la pușculiță, nu știu ce face cu ei, că lucrările, vedem, uitați pe ecran, șomoiogul, așa.
Și probabil ce s-o fi gândit? Hai că e momentul să-i liniștim pe toți ăștia cu firmulițele care ne-au ajutat, ne-am sprijinit, o mână spală palta și ambele fața, să le dăm niște bani acum. Nu mai contează că se face ordinea, știți, ordinea lucrărilor. Deci facem, dăm firma, după aia facem studiu de fezabilitate, după aia facem studiu tehnic, după aia, nu știu, mai facem ceva. Le marcăm, le mai... Doamna Ana Maria, eu mi-amintesc că a fost o problemă... Eu asta bănuiesc, a poate greșesc. A fost o problemă similară cu contracte unul peste altul. A fost cazul celebru cu Bradu de la Târgu Jiu. Deci aveau instalații și firmă care făceau iluminatul festiv și au mai luat alta. Deci suntem oarecum în această situație. Adică ai contractul atribuit unei firme, Prima Cons, care a plecat, a dat sub anteprize unei alte firme, Domar Cons, cei care veniră astăzi cu Șomoiovul, lucrarea. N-au făcut-o până în 31 decembrie. La sfârșitul anului 2023, de prin noiembrie până la sfârșitul anului, 2-3 luni de zile, a adus domnul primar o altă subantrepriză la Domar Cons, o firmă de pe la Borescu, care a făcut prostia asta de investiție praf. Deci praf, între strada Bârlei și Tetila, pe o distanță de un kilometru și ceva, este total dezastru față de bucata care a făcut-o de constructor, făcută de constructor inițial. Am sesizat instituțiile abilitate, de asta n-aș vrea să intru prea mult în detalii, dar aș vrea să vă spun că astăzi, și poate la nu și pe domnul primar, dacă se uită, că astăzi, pe seară, Curtea de Apel a încărcat pe site-ul... Cred că avem hotărârea, dacă nu mă înșel. A spulberat oarecum demersul dumnealui, ce încearcă de aproape un an de zile, să mențină o construcție ilegală, o stație de asfalt, tocmai acestei firme. Vedeți dumneavoastră, ei știu să pune numai asfalt. Deci acolo probabil trebuia pus beton sau trebuia pus erigole. Oamenii fac asfalt, pun asfalt. Da, vreau avem și imaginile cu stația de asfalt. Care stația a fost construită... de asfalt este construită ilegal, e o autorizație ilegală de la Bombei Jiu. A venit ISC-ul de la Gorj, a făcut un control. Domnul primar n-a fost mulțumit, a făcut contestație la București. O firmă privată, trebuie exact, să spunem acest exact, lucru. Primăria sare în apărarea unei firme private. Nu știu, probabil. Pentru că e firma care face astfel de lucrări. Adică vine exact. Și spală rușinile. Și a contestat la București, de la București a venit respingerea contestației, a mers la instanță, a pierdut pe fond, a pierdut în recurs. Referitor la ce spunea la prefectură, care vreau să zic, acum... Așteptăm și o să facem o adresă către domnul prefect să facă aplicarea prevederilor legii 50/91 și să acționeze pentru desființarea acestei, care să știți că această stație și lângă această stație a fost amplasat și un parc de panouri fotovoltaice, unde cetățenii de la Bombei Jiu, câteva familii, pot să-și spun Neacșu, Mitelea și altele, se judecă în instanță pentru că le-au fost luate abuziv terenurile. Da, știu acolo. Informația. Este un litigiu, l-am observat și noi, îl cunoaștem, am făcut și noi demersuri să vedem ce se întâmplă acolo. N-a venit nimeni pe teren să verifice, s-au plasat adresele oamenilor. Deci de asta spun oarecum, ne întoarcem la ce v-am spus anterior. Mi se pare că atunci când este vorba să protejăm, să apărăm aceste firme, am dat autorizații ilegale pentru stații ilegale, nu știu ce, nu știu cât au băgat oamenii bani acolo, dar când e vorba de cetățeni, hai totuși vine un agent economic, bă, când e vorba de serios, cetățeni, trebuie nu să cumperi terenurile alea când îți pui investiția, zice că este legal. Uitați, instanța spune că este nelegal. Știți care este problema? Această firmă a închis Poliția locală din Bombei Jiu, acum o perioadă de timp, o lună și ceva, a închis un drum care face legătura între colonia Sadu, orașul Bombei Jiu și satul Pleșa. Mi-aduc aminte, informația a apărut în presă, am și scris la momentul respectiv. Am chemat Poliția Națională, polițaiul local a restricționat accesul de față cu poliția. De fapt, nu aveau aviz pentru închiderea acelui drum. Din când am mers la poliție, a spus un domn de la Domar Cors, de la firma respectivă, că au avizul de la șeful și șeful corect. A transmis la poliția locală, care poliția verbal. Verbal, și doi polițai locali din la orașul Bombei Jiu, care este un dosar penal.
Să știți că s-a instituit un dosar penal, adică au închis un drum abuziv. Că, na, asta trebuia să termine firma respectivă o lucrare. Putea să o facă seara, putea să-și ia avize, pentru că dacă fiecare face ce vrea, atunci ce mai facem? Ideea nu este aceasta, ideea este că noi la Bumbejiu nu avem primar. Deci nu avem primar. La Bumbejiu domnul primar vine când vrea, pleacă când vrea, câte două ore la masă, câte două ore la masă zilnic. Poate, na, așa. Probabil mănâncă și face da, și siesta. Probabil că îl consiliază doamna contabilă șefă când îi face mâncare, că mănâncă la dânsa, să știți, zilnic mănâncă la dânsa. Doamna contabilă șefă, care este și pensionară, este și salariată contabilă șefă și, și în AGA la Aparegio. Soțul salariat și alea și bagă vreo 3 miliarde 300 în casă. Înseamnă că da. Nu e degeaba găteala exact, asta găteala, în timpul da. Serviciului. Da, în timpul serviciului câte două ore zilnic. Preparate deci de master câte două, chiar și astăzi de la 12 până la 2. Instantaneu, să știți. Că l-am văzut instantaneu, nu-l urmăresc, că nici nu mă interesează. Ce adică face se doamna. Duce la doamna contabilă acasă. Da, amândoi pleacă de da, la primărie. Amândoi pleacă, perioada nu, doamna contabilă sunt... pleacă mai devreme. Vine în centrul orașului, face cumpărături. Bineînțeles. Se pare... Da, bineînțeles. Poate mi se da. Pare corect. De la o vârstă trebuie să mănânc zilnic mâncare gătită, dar nu există. Vine la ora 9 la primărie, este plecat tot timpul cu probleme ca să aducă... Să aducă lucrări pentru orașul Bumbejiu. Că... De asta? Da. Și iară cu drumul acesta sunt 5 oameni din primărie care salariul le-a fost mărit. Știți că pe fonduri europene se mărește. Atâția. Și nu urmărește nimeni lucrarea. Păi nu trebuie să urmărească Udrescu sau Beregan lucrările orașului Bumbejiu. Da? M-am dus într-o zi la un băiat de la investiții care și am spus că n-avea niște plăcuțe la o investiție și a zis că ce bă, îți dau ție explicații că nu mă plătești tu, mă. Mă plătește șeful. Deci din bani publici îl plătește băban. Păi, na, în fine. Deci eu l-am întrebat și l-am învățat că vezi că n-ai panouri acolo. E o investiție la Curtișoara, un cămin de cultural și o școală. Și n-avea acolo. Într-o zi chiar m-am dus să văd pentru că acea investiție n-a avut temelie, se reface, m-am dus cu Cosmin să facem niște poze, după două minute bobarul la poartă, paznic, ăia n-au pază acolo, deci intră oricine, nu e problema asta. Și bobarul ne urmărea. Că n-aveți deci, voie să vedeți păi felul da, care da, se păi da, dacă nu avem voie trebuie să pun o pază sau ceva, dacă acolo intră oricine și nu... Probabil păi că în caiet... intrați dumneavoastră, restul da, oricine în caietul, avea voie. În caietul de sarcini probabil o că firmele... Da. Urmărim investiția. Deci ascultați-mă, deci după 5 minute ori l-a sunat cineva, ori ne urmărește. Da, după 5 minute era la poartă. Deci, na. Eu știți ce nu înțeleg. În fine, eu am înțeles de mult că Bumbejiu este sat fără câini, din punctul ăsta de vedere. Eu nu înțeleg de ce dumneavoastră nu vă supuneți majorității. Asta nu o să înțeleg niciodată. Adică, domne, dacă toată lumea e cu valul ăsta așa... Ne uităm în partea aia, ce face bobarul, ce se întâmplă în primărie, da. Cât de proaste până. Lucrările. Eu nu înțeleg de ce dumneavoastră da. Vă rupeți timp prețios din viața dumneavoastră, că, vă mâncați nervii, vă pierdeți timpul, vă băgați banii. Ca să ce, domnilor? Să știți că dacă aș lua o agenda acum și toată lumea care vine cu problemele se face rând și la mine și la Cosmin și vin oameni și spun bă te-am votat că nu știu ce, cred că ar trebui să am 3000 de voturi. Dar nu e problemă, că eu mă duc și pentru problemele PSD-iștilor și ele. Orice om are o problemă și o repet și o spun acum. Orice om are o problemă, atâta timp cât pot să ajut acel om, trebuie să-l ajutăm. Pentru că de aia ne aleg oamenii acolo. Corect. Trebuie să dezvoltăm localitatea, trebuie să venim cu un proiect, nu de dragul de a ne duce acolo. În perspectiva următoare, împreună cu Cosmin, împreună cu niște cetățeni, o să le arăt că consilierii trebuie să facă proiecte. Că nu mi le bagă bobarul, că... Nu mi le votează, e altceva. Le faceți publice, le facem publice arătați exact. Cine nu le votează. Pentru ca că să orașul Bumbejiu poate ați trecut și dumneavoastră și poate este și astăzi am cel trecut. Mai subdezvoltat, o spun răspicat, oraș din Gorj. Gorj oricum este subdezvoltat ca alte județe. Adevărat. Eu am dat un exemplu. Adevărat. Deci, haideți să ne înțelegem. Deci, nu știu, am fost la țară, am văzut la Tismana, s-a făcut un parc. La... Cărbunei să mișcă, la Rovinar să nu mai vorbim, economici. La Novaci. Adică ce mănâncă oamenii aia, domnule? Da, aia exact. Pot,
Și aici da, exact. Poarta de intrare în Gorj. Exact. Nu se poate mișca nimic, totul se face, totul e așa sub cheie, totul este strict secret. Nu înțeleg, pur și simplu ne spune cineva, Bobarul ne crede niște proști și așa e, cum să nu, când să nu se zbată pentru firmele private, nu de acolo vine parandărătul. Spune această persoană, nu știu dacă e vorba de parandărăt, noi doar bănuim, așa ca și dumneavoastră, că lucrurile astea nu sunt gratis, dar putem considera că este un parandărăt și astfel de lucrări care probabil se fac pe obraz, nu pe bani publici, sau se plătesc prin alte metode, prin alte lucrări care sunt încredințate direct acestor firme de casă. Pe mine ce mă frapează este refuzul autorităților, indiferent că vorbim de prefectură, inspecția în construcții, poliție, parchet și așa mai departe, întorc pur și simplu capul, își astupă urechile, își închid ochii, pun ochelari din aia de nevăzători ca să nu vadă ce se întâmplă la Bumbejiu. E Cosa Nostra acolo. Doamna ce Ana este? Maria, că nu înțeleg. Deci am avut consilier personal, oricum viceprimarul la Bumbejiu, cuvântul marionetă care îl spun pentru că n-are nicio atribuție. A avut consilier personal în persoana domnului Păunescu, da? Care a fost viceprimar incompatibil, corect, care da. Și-a dat demisia. N-am văzut un consilier local să întrebe, bă, ce a făcut mă Păunescu ăsta în 3 ani jumate? Cum a luat salariul? Acum dacă am văzut cine conduce de fapt societatea asta fantomă, care are grijă de 3 autobuze parcate. Da, da. Așa, deci știți povestea cu autobuzele parcate la spital acolo, autobuzele electrice care stau trase pe dreapta de un an, așa, dar au director, au un birou, au un aparat de conducere, dar ele, v-am spus, stau pe dreapta, sunt convinsă că și cheltuiesc, mâine pe mine o să vedem facturi de curent, o să vedem, da, o să fie gaură în bugetul așa, local. Și îl dă la o parte pe domnul consilier personal, după ce ia salariul niște luni bune, așa, să fără să facă efectiv ceva, și aduce un domn care a fost proxenet, da. Care are un dosar sau a avut un dosar, un cazier pătat, pentru că recent s-a reabilitat, și îl punem acolo moț să mai ia niște bani și să aibă o funcție ca să treacă pe CV-ul ăla care înainte Doamna Maria, ăștia sunt lucruri premeditate. Ăștia sunt lucruri. Și ați văzut mișcându-se ceva când această informație a devenit publică? Știți cum este, doamnă? Eu am o întrebare și nu știu, cred că nu poate să-mi răspundă nimeni. Dom'le, cum te-ai întâlnit cu omul ăsta? A făcut o cerere la primărie? Te-ai uitat după el pe Facebook? La cine vă referiți? La noul director? Exact. Păi dar n-am venit eu pregătită. Păi sunt pozele din campanie când din campanie. Eram îmbrăcat în roșu. Păi da, da, știți care e problema? Eu cu o lună și ceva înainte de a fi campanie, îi spuneam lui domnul Bobaru, domnule, de ce nu-l cunosc? În campanie nu-l cunosc. Nu-l cunoștea, dar eram toate pozele cu gecuța roșie. Știți care e problema? Eu n-am treabă cu acel băiat până la urmă. Eu nu am treabă cu nici el, eu. Că nu știu, dar trecutul lui glorios, cu ghilimelele de rigoare, exact. L-ar face să facă un pas înapoi din astfel de funcții publice plătite din bani publici. Da, adică omul spus, poate să facă orice, să-i spună să-și deschide magazine, să se facă antreprenor, să facă, nu știu, să se facă constructor. Adică de selecție. Dar asta vreau să zic, într-o instituție publică, pui șef peste autobuzele care, v-am spus, oricum, deci stau trase pe dreapta. Eu nu știu cum, când a venit Curtea de Conturi și o vedea niște cheltuieli de a plăti un director, nu zice nimeni nimic. Și pui pe ăsta care numai ce se reabilită, deci că a avut un cazier pătat și a fost condamnat și și-a recunoscut faptele, doamnelor și domnilor, pentru proxenetism cu minori. Și pui într-o instituție publică că s-au terminat oamenii care pot să conducă o astfel de instituție. Este știți, ceva știți care e problema? Tot pe asociație noi am spus domnului primar că această firmă este pe legea corporatistă. Deci tu noi nu aveai cum. Deci ascultați-mă. Deci dacă v-am povesti ar trebui să stăm aici o lună de am zile să nu dormim. Administrativ. Deci
Și acum au făcut... Și au făcut-o cum au vrut ei, domnule. Da. Ați spus să procedeze corect, adică oricum, urmărind litera legii, dar l-au pus pe ăla tot pe care au vrut ei. Adică, practic, nu s-a schimbat nimic. Doamna Maria, ca doamne, aceste noi criterii... urmărim, dumneavoastră, eu urmăresc, da, corect. Dar nu să face, fie niște criterii nu face, ca să nu găsim ne, pe nu cineva... Nu ne ajută cu nimic. Deci mâine pe mine mă întâlnesc cu omul ăla și o să zică, doamnă, sunteți așa. Și o să zic, cine sunteți, mă scuzați. Da. Păi sunt proxenetul. A fost nu. Și ajungi să te arate ăla cu degetul. Pe 4 da? Sau 5 luni de zile este un administrator provizoriu în persoana domnului. Da, domnule, dar dacă ar fi un administrator provizoriu care stă acolo și face benevol pentru comunitate, jur, pălăria jos, uite așa, mă întâlneam cu el și ziceam să trăiți, domnul, că faceți o chestie. Doamna Ana dacă Maria. Știu că e și plătit. Haideți să vă spun, despre ce vorbim? Se făceau probe la acele autobuze din martie și el era... Cum se făceau probe? Se plimba prin oraș cu el acolo. Să vadă dacă intră pe străzile. Dacă se intră pe străzile, se încadrează și era acolo. Am făcut adresă, ascultați-mă, am făcut adresă și am spus, domne, și mi se răspunde, evident că l-a văzut toată lumea că era acolo și se plimba, deci era premeditat că o să ajungă șef. Deci adică le-au adus, se făcea probe. Fișa postului. Noi am aflat că a fost și în China. Asta spun, am făcut ochii, zice că n-a fost. Dar s-a plimbat cu acele autobuze. I-am spus și eu o adresă și mi-a răspuns că orice cetățean se poate plimba cu acele autobuze. Acum, eu am vrut să mă plimb și eu cu acele autobuze și a zis că nu se nu sunteți poate. Orice cetățean. Da. Dacă vă arăt niște răspunsuri, adică... În bătaie de joc? Da, în bătaie de joc. Da. Absolut nu. A venit un domn secretar acum nou care nici nu știe că trebuia să nu se semneze ca secretar general. S-a semnat vreo 7-8 luni, acum spune că nu mai e secretar general. Nu știu, i-am și spus, domne, spune domne, aveai și dumneata curajul răspunderii, adică ai fost avocat, ai fost ceva, adică... Corect. Ai fost ceva. A venit de la o altă primărie. Nici exact. Măcar nu ne mulțumesc când le facem observațiile, că sunt făcute pentru legalitatea actelor administrative. Domnule, așa cum a domnilor, fost cu... treziți-vă, sunteți la Bumbejiu, nu sunteți în USA. Deci nu sunteți în America, sunteți în România. Social, este un cămin social acum care trebuie dat în funcțiune și cine trebuie să intre acolo, i-am spus... Au dat o hotărâre de Consiliul Local anul trecut, hotărârea 100 parcă din 2023, nu știu, 101, și am citit acea hotărâre și erau niște criterii. Deci spunea, cine are datorii nu poate să... Toți care trebuie să-i mute aveau datorii. M-am dus și le-am spus. Acum au rectificat. I-am și spus lui Bobaru, bă, trebuie să-i mulțumești lui Udrescu, mă, că voi nu știți să citiți, că nu aveai cui să-i atribui acele făcuse căminul degeaba. Să lucrează cu câte două acte diferite. Înțelegeți? Cu criterii adică, diferite. Da, știți care e ideea? Nici nu recunoaște. Deci le știe pe toate, le face pe toate. Asta e o mare pregătire știu, profesională. Doamna, eu deci, vă spun, avem un primar cu o jumătate de normă. Revin și confirm și eu. Am fost într-o zi de dimineață la expertiză în primăria Bumbejiu, am venit la 9:30. Am fost în altă zi, a venit la 10. Se duce 2 ore, mănâncă, după aia stă pe la 4 pe acolo, consumă curent până noaptea târziu prin primărie. Deci nu știu dacă este normal. Pe scurt, asta e problema. Noastră n-ați înțeles că primăria Bumbejiu orașul... este un SRL. Patronul este domnul Bobaru. Doamna Maria, vine, pleacă așteptăm... când vrea, închide, pleacă când vrea, face ce vrea. Și cam asta este așa, la eu foarte ca cetățean, scurt, știți? Eu ca cetățean aștept să întrunească acest consiliu, să pună un viceprimar. Dau un viceprimar cu atribuții. Deci pentru că domnul primar nu mai face. A, stați apropo de faza cu viceprimarul. Deci am trebuie văzut să vină cineva, recent. Nu știu, nu pe cine o să de vină? Muhaie, domnul de la... de... Da, au avut cine? O întâlnire, acum au avut o nu știu, întâlnire... Domnul Dresu vă poate spune. A avut o întâlnire cu domnii de la AUR, probabil că le promite la toți să vedem pe cine pune... Da, știți care e problema? Ca să fii marionetă ca viceprimar, pentru ce probabil mă probabil unul dintre pentru ei salariul? Nu va accepta dintre cei doi. Am da, dar va accepta celălalt. Va accepta, probabil, nu știu. Dar ne trebuie un viceprimar la Bumbejiu. Un vă viceprimar spun cu atribuții. Deci vă spun. Asta a, și ăla care să stea de fapt în primărie și să completeze locurile. Nu, dar ne spuneați dumneavoastră că de ce nu ne supunem majorității. Ne supunem majorității...
nu sunt obligat să mă supun majorității. Beregan și cu restul doi cetățeni nu sunt obligați. Au opiniile lor, sunt probleme lor. Întrebare ironică. Da. Eu mi-aș dori ca toată lumea să nu se supună majorității și să fie ca dumneavoastră. Nu facem politică, dar doamne, am văzut la vot, am văzut la vot că sunt totuși 500 și ceva de persoane care nu joacă pe aceeași țurcă. În condițiile în care n-am avut candidat la primar. Primărie. Exact. În condițiile în care domnul aici de față, i-am spus de mai multe ori în aceste emisiuni aici la TV Sud să ia taurul de coarne și să candideze pentru primărie. Nu m-a ascultat. Eu mai sper ca peste 4 ani de zile să facă acest lucru, să aibă în spate un partid politic și să schimbe, să facă schimbarea care o fi, pentru că așa trebuie, doamna, să se facă, Maria, un partid politic și cu tot departe ce gândim acum. Haideți să facem ceva ca și consilier local și să facem, să aducem plus valoare, să facem cât un proiect, să gândim pentru acea localitate, pentru că din punctul meu de vedere este subdezvoltată. Deci subdezvoltată, nu este nimic frumos în acea localitate. Că te lauzi tu că ai făcut, ai anvelopat o școală și o grădiniță. Păi bă frate, ești primar de 22 de ani. Păi cine s-o facă, mă? Doar nu s-o facă Udrescu. N-ai cum să o facă Udrescu. Dar aia nu e o plus valoare. N-avem un parc. M-am dus acum într-o zi într-un parc, singurul parc. Nu este un WC acolo. Să duc copiii. Merg 500 de metri. În tufe, da, exact. Lăsați că aveți, aveți lebede. Aveți bănci în formă de lebede. Ce da, legătură da, avea băncile acum, alea? Ce legătură avea cu zona aceea de munte, ieșire din da, munte? Dar în fine, este gusturile... A spus că ați trecut astăzi prin Bumbejiu. Nu puteți opri să luați niște bani la bancomat sau să beți o cafea. Să uită agenții economici lung după oamenii care trec prin acest oraș. Păi este doar nu de tranzit. Poate. Da, este doar de tranzit. Probabil, cred că nu se organizează evenimente ca să-i atragi oamenii. Aveți castru roman, aveți atâtea lucruri frumoase, sportul care poate fi revigorat, aveți niște copii extraordinari de talentați. Corect. N-am văzut nimic. Aveți un cămin cultural reabilitat care îl deschideți la Paști și la Crăciun. Ce să vă mai spun, domnule? Eu s-a care le văd așa, în trecere. În trecere, domnilor, dacă aș sta în Bumbejiu, cred că m-aș lua cu mâinile de cap. De ce aș face cu dumneavoastră? Aș intra în ONG și am face... Să știți că suntem aproape 400 în acest ONG. Asta e un lucru bun. Asta e un lucru bun, înseamnă că lumea de acolo se trezește și cred că un lucru mai bun ca ăsta nu putea să se întâmple cu acest ONG în care părea că vă luptați singuri ca Don Quixote cu mările de vânt. Da. Adică părea așa că sunteți voi și voi. Dar uite că dacă mai sunt oameni care înțeleg fenomenul. Am vrea să facem lucruri constructive, dar nu știu, orașul e atât de mic. Și ar putea să fie atât de curat, în primul rând atât de curat, dacă dai în 20 de minute, dai două ture de oraș. Nu înțeleg, chiar nu înțeleg, domn primar, de ce nu își desemnează, că nu trebuie dânsul să dea ture. Poate, na, de ce nu își desemnează oameni? Nu trebuie să mă sune lumea pe mine sau să mă duc eu la primărie sau să facem pentru o postare. Că n-a înțeles nimic domnul Udrescu, pentru că n-a învățat nimic de la Cârciumaru, care avea agenduța și își nota și făcea ture prin oraș și venea primul la servici și pleca ultimul de la servici. N-a înțeles că ăla este modelul poate de primar pe care și-l doresc oamenii, chiar dacă pare un model învechit. N-a înțeles că trebuie să comunici pe rețelele de socializare cu oamenii și să fie apropiat. El a înțeles că primăria este a lui și atât. Cred că dumneavoastră asta nu ați înțeles. Și că i-a mers așa. Atâta timp cât lucrurile merg așa, cât asta este formula câștigătoare cu oamenii de acolo. De ce să schimbi, domnule, ceva? Să te complici, nu? Când lucrurile merg. Eu sunt jurist, domnul inginer, are altă viziune, ne completăm. Lucrurile sunt în felul următor. Domnul primar să se gândească bine, să nu mai greșească. Când greșește, l-am taxat. O facem pentru noi, că suntem acolo, o facem pentru locuitorii care vin, cum a zis domnul Udrescu, fac potecă, pot să-i și nominalizez, dar îi cunoaște după cum ajung în primărie, ne cunoaște stilul. Uh-huh. Când oamenii ajung acolo cu o problemă, se o rezolvă, știe că... Da, și vin bine pregătiți. Vin mă bine gândesc pregătiți. Că pregătiți înainte, da, cu legislație și cu tot ce trebuie. Exact. Am făcut acest ONG, am explicat de atâtea ori. În principiu, pentru început, pentru Bumbejiu, că era foarte greu să mergem ca simpli cetățeni. Am făcut o perioadă și ca simpli cetățeni. Să știți că am avut activitate și în județ. Ne-am implicat foarte mult la alegerile locale. A fost o problemă cu funcționarea circumscripțiilor, doamnă. Este uluitor. Nu știu ce așteptări să mai avem de la un primar, de la un mic oraș. Când am văzut organizarea... structurii de stat.
organizarea alegerilor. Veneau oameni și spuneau, candidați, domnule, nu pot să intru la o circumscripție, sunt ușile închise. Acolo s-a îngrămădit spuma Ministerului Justiției din Gorj. Judecători, procurori, n-aș vrea să nominalizez. Am mers acolo prin diferite localități de circumscripție, am împins de uși, că e dimineața, că e seara, că e la prânz, ușile închise. Deci este uluitor. Ce să așa se întâmplă și așa merg lucrurile, din păcate. Au luat bani. Bani, au fost asta două contestații și aș vrea să închid cu asta față de demersul ăsta. Nu? Au fost două contestații, doar două contestații. Una la Bălești și una că s-a pierdut un sac la Târgu Jiu, că a fost tâmbălău ăla. Ei, până s-au soluționat acele contestații, nimeni din președinții de circunscripții, judecători, procurori, nu știu, avocați, oameni deștepți, nu s-au dus să-și predea ștampile, s-au pontat. Păi ce treabă aveți voi, fraților? Vă întreb ca simplu cetățean. E uluitor. Deci oamenii s-au pontat în continuare până s-au reglat situațiile din două localități? Păi dar nu aveau contestații. Erau contestațiile la Bălești și la Târgu Jiu. Cum să faci chestia asta? Chiar o să fac o adresă, o să facem pe EG adresă la prefectură, să vedem ce le-am promis. Am vorbit și cu doamna președinte de la circunscripție, am avut o colaborare foarte bună cu doamna Popescu, dacă nu mă înșel. Și i-am promis că o să ajungă un raport, să vedem către ce instituție o să-l trimitem. Inițial o să cerem la prefectură să vedem ce sume au fost cheltuite, pentru că asta mi s-a părut chiar ieșită din comun. Deci n-aveai tu contestații la circunscripții, hai să luăm de la primăriile alea care n-aveau probleme, știți ce vreau să spun. Deci am vrut să vă spun că ONG-ul merge și pe alte direcții. Doamne ajută! Păi până la urmă acesta este rolul ONG-ului. Mai avem, domnilor, doar 5 minute din această emisiune și vreau să le fructific oarecum, pentru că am văzut un sondaj de opinie a domnului Udrescu în care încerca să vadă pulsul în localitate vis-a-vis de o potențială candidatură la alegerile parlamentare. Vom mențineți ideea, domnule Udrescu, mai mergeți pe linia asta? Da, am vorbit și cu Cosmin și aș vrea să încerc, adică eu cred că în județul Gorj sunt foarte mulți oameni nemulțumiți. Nemulțumiți de partidele politice, nemulțumiți de trai, nemulțumiți de dezvoltarea acestui. Nu că aș avea o mare șansă sau alea, dar vreau să văd, cum am vrut să văd și la orașul Bumbejiu, dacă sunt oameni în Gorj care gândesc pentru viitorul lor. Pentru că doar cu cetățenii simpli poți să faci treabă. Doar cu cetățenii simpli poate să te reprezinte. Pentru că am văzut că ajungi parlamentar, senator, deputat, foarte rar să te uiți în urmă. Mai sunt și deputați și senatori. Chiar țin să mulțumesc, nu dau nume cu unei persoane care m-a ajutat acum în niște momente care... Legate de sănătate, trebuie să spuneți, da. Că nu v-a ajutat pentru da, asta. Să vă angajați, da. Să înțeleagă lumea. Exact. Și da... Asta este, ar fi ideea, ca să se formeze un grup de independenți în județul Gorj, în țară în general, dar în județul Gorj, care să se zbată pentru cetățeni. Asta ar fi ideea, pentru că să nu uite de unde pleacă și când ajung acolo să facă promisiuni și să mai așteptăm 4 ani și iară să promită și să se zbată exact pentru oamenii care îi votează. Deci, practic, ne spuneți că veți candida tot independent, da, pentru un post așa, de deputat, să zicem? Dacă Dumnezeu o să țină cu noi și o să fim sănătoși, așa aș vrea. Chiar aș vrea să fac pasul ăsta. Pentru... Știți că am mai încercat odată domnul Călinoiu, domnul Ciocea. Domnul Ciocea a obținut un scor foarte bun, știți foarte bine. Dar e greu să treci, dar dumneavoastră v-ați mulțumi chiar și doar să testați piața sau cel da, puțin exact. Să dați un semnal de alarmă. Să dăm un semnal de alarmă, că da. Se poate. Eu zic că s-ar putea să aveți o surpriză. S-ar putea să fie o surpriză. S-ar putea să aveți o surpriză, să luați mai multe voturi decât ați aproximat. Poate sunt oameni nemulțumiți care vă văd o alternativă. Să nu uităm ce s-a întâmplat cu domnul Ciofâcă la municipiul Târgu Jiu. E adevărat că vorbim de altă stare de fapt. Dar nu se știe de unde sare iepurele. Deci să nu uităm că am avut cu 6% senator. Așa că... Să nu uităm că la Bumbejiu domnul Udrescu a obținut locul 2.
Da, exact. Dacă candidați la primărie, ne trezeam cu dumneavoastră primar și atunci ce ne făceam cu domnul Bobaru? Deci era o mare problemă, era jale acolo. Adică... Da. Deci nu este și din comun. Nu trebuie domnul Odrescu să craponeze și să nu-și dorească această funcție. Chiar îl încurajez. Din potrivă, deci, și eu zic. Domnul Odrescu trebuie să rezolve problemele la Bombei Jiu, nu el e acum primar, este domnul Bobaru. Corect. Deci dar, de la Bombei dar, Jiu, dacă am face un exercițiu de imaginație... Și... Dacă am face un exercițiu de imaginație, să avem un candidat, un primar independent la Bombei Jiu, în persoana domnului Udrescu. Asta o să vedem. Gândiți-vă ce frumos ar fi, exact. Ce schimbări s-ar face în primărie, cum s-ar schimba lucrurile în localitate. Nu le cer cetățenilor decât să facă un exercițiu de imaginație. Dom'le, hai să închidem ochii și să ne gândim că nu ne mai întâlnim cu un primar îngânfat, care pufăie de câte ori vă vede că vă duceți cu o problemă. Vedeți salariații primăriei care sunt joviali și înțeleg că sunt acolo pentru că sunt plătiți și că trebuie să vă ajute pe dumneavoastră, nu sunt acolo doar să-și ia salariu. Să vedeți un primar care vă salută pe stradă, care vă cunoaște numele copiilor, care știe și bune și rele, care e prezent acolo în comunitate, care n-are averi, care, nu știu, un om obișnuit, care e de acolo și care vrea să îndrepte lucrurile. Eu zic că ar trebui să vă gândiți, măcar 5 minute, așa ca idee. Care este problema? Nu suntem în campanie, să înțeleagă lumea că nu vă fac campanie electorală, da. Dar eu v-am rugat de foarte multe ori să candidați. Se termină emisiunea se termină emisiunea și vreau să vă spun un singur lucru. Știți că s-a blocat acel drum la Cortișoara? Apropo, că uitasem de faza deci, cu drumul, iar scuze. Iar cetățenii au făcut un demers, au făcut o... O petiție, au blocat drumul, da, dumneavoastră a spus niște întrebări. A fost sunat domnul Bobaru și a spus că el nu vine la protest, că i se închid ușile. Ei, Odrescu dacă era primar, se schimba, venea în training. Dacă dumneavoastră venea și îmi luați interviu, vă spuneam că nu sunt primar, sunt pentru că dânsul stă în Cortișoara. Dânsul stă în Cortișoara, fiul domnului primar și-a făcut acolo piscină, chestii socotel. Nu putea să se ducă doamne acolo dacă a dat avizul. Este o investiție care se derulează pe rază mai multor localități. Conform legii 50/91, atunci când adică s-a demarat... Adică ziceți că a fost o scuză penibilă. Bineînțeles. Păi, și-a dat avizul, cum? E adevărată și închide ușile. Îl întreabă oricine, bă, dar tu când ai e serios? Când ți-ai dat avizul pe investiția asta, puteai să pui sau condiții. Să protestezi. Puteai să condiționezi. Știai că acolo sunt oameni care trăiesc din agricultură, zootehnie, nu vor putea trece peste pod, peste pasarelă. Deci trebuia să te gândești când ai... ce să mai caute între oameni? Da, asta era ideea. Deci, adică eu, că va fi Beregan, că va fi Popescu, că va fi Udrescu primar, eu vreau să avem un primar care se apleacă către problemele cetățenilor, care să fie cu cetățenii. Nu cu firmele, nu cu partidele, nu te semna tu inginer, că ai făcut facultatea, știe toată lumea cum ai făcut facultatea, că erai la zi și tu aveai servici. Cum făceai facultatea, domnule primar, la Petroșani, la zi? Că am făcut și eu facultatea, dacă nu mă duceam la seminarii, nu mă duceam la laboratoare, nu mă băgau aia. Nimeni, bine, exact. Am făcut la Timișoara, nu am făcut la Petroșani, dar și Petroșani este un centru, a fost, sau... Da, când și a făcut domnul Bobaru, probabil că nu mai era așa de valoros. Da, ai făcut să te semnezi inginer, că na, scrie primar acolo că inginer n-ai fost niciodată, nu a scris pe cartea de muncă. Asta este problema și asta îmi doresc. Îmi doresc ca în acest mandat de consilier să se spună, bă, a trecut un consilier care s-a zbătut pentru problemele cetățenilor. Pentru că pe mine nu mă interesează funcția de consilier. Oricum mă zbat pentru probleme împreună cu Cosmin. Pe asociație, pe alea, noi ne zbătem pentru problemele cetățenilor. Asta și să înțeleagă problema. Lumea că asociația este non-profit și că nu ați făcut-o pentru a avea legitimitate de a lua la întrebări aceste instituții publice, pentru că în momentul în care ceri ca persoană fizică ți se răspunde mai greu, nu există termenul ăsta de celeritate. În momentul în care vii cu o structură din asta, instituțiile încep să funcționeze oarecum altfel în acest sens. Da. Eu zic că, uite, pentru sport încă 4 ani mort Bombești Jiu, spun cetățenii. Nu mai pot să-i cert acum pe toți, pentru că am văzut că trendul este pozitiv în ce vă privește. Deci 500 și ceva de persoane au zis nu vrem, mai vrem Bobaru. Vrem o schimbare și nu neapărat dumneavoastră vrem o schimbare. Mă mulțumesc doar cu asta. Și atunci, în momentul în care oamenii gândesc așa și se uită la ce se întâmplă în jur, la localitățile din jur, cum se dezvoltă celelalte localități,
Eu zic că este suficient să-și dorească o schimbare, pentru că e păcat. Orașul este tentant, dar nu mă face să plec de la Târgu Jiu la Bumbejdiu să-mi cheltui banii la dumneavoastră în localitate. Așa cum spunea dânsul, nu mă face nici să mă opresc. Și dacă tranzitez, vin dinspre Petroșani, spre Târgu Jiu. Cred că numai să, dacă mă trece ceva și aia la ieșire din oraș în benzinărie, nu, să nu mai fac. Nici acolo cred că deci nu este toaletă. Nu există toaletă publică, nu există toaletele un bar. Toaletele publice la intrare în orașul Bumbejiu și la ieșire din orașul Bumbejiu nu funcționează. Am făcut și demersuri la cineia de ieri, adică, și au spus că nu există pipi, apă. Că nu deci sunt puse toaletele, dar lumea face după toalete. Deci sunt puse când s-a făcut investiția. E cum trebuie. La parcările, da. De pe de la parcări vorbim. Plus că nici nu au curent. Deci am făcut nenumerate demersuri. Ah, doamne. Da. Am înțeles. Este jale, spune un domn de acolo de la Bumbejiu și eu subscriu celor spuse de domnul Bălă. Da, este jale, dar poate dacă mai facem astfel de emisiuni și domnii sunt disponibili, poate și alți cetățeni de acolo de la Bumbejiu s-or mai trezi și autoritățile competente și vor veni măcar să-i sperie, să-l arate pisica, să-i mai trezească pe cei care dorm, din păcate, în bocanci la primăria Bumbejiu. Vă mulțumesc, domnilor, sper să vă văd mult mai activ în campanie, dacă vom vorbi de o candidatură pentru independent. Și nu se știe niciodată, domnule Udrescu, de unde sare iepurele. Cred că i-ar sta mai mult în gât domnului Bobaru, nu ca primar, ci ca parlamentar. Până la urmă, eu i-aș dori domnului Bobaru să se ducă parlamentar, ca să ne scăpăm. Să-i sature pe toți de bunăstare. Mai sature România de bunăstare. Nu prinde el. Da, da. Și-ar dori, sunt convinsă că și-ar dori cu siguranță a scăpat el o vorbă piș pe acolo. Dacă domnul Udrescu candidează, s-ar putea să aibă probleme cu voturile la PSD. Deci așa ca o... Da, da, cu siguranță. Da. Cu siguranță se rupe acolo din turta aia mare a PSD-ului. Asta e, vom vedea, ochii mari pe Bumbejiu și nu uitați, dacă aveți busuioc pe acasă, mergeți și duceți la firma care face astupă ceea ce s-a făcut pe fonduri europene, că n-au oamenii sculele necesare și banii necesari să-și cumpere. Și dacă aveți ceva, leuștean, busuioc, ce găsiți pe acolo prin cămară, duceți, că lucrarea este încă în curs. Nu-i așa, domnilor anchetatori? Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc celor care ne-au privit de acasă, mulțumesc celor care ne-au trimis mesaje, rămâneți alături de noi, încercăm să vă arătăm adevărul aici la ora adevărului. Seară bună tuturor, la revedere! Un adevăr spus pe